Domnule să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: ce-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei i-au fixat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor s-au apropiat de Iisus discipolii săi zicând: unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a spus: mergeți în cetate la cutare și spuneți: Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei. Discipolii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. La lăsatul serii, stătea la masă împreună cu cei 12 și în timp ce mâncau a zis: adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? El răspunzând a zis: cel care și-a întins mâna cu mine în plid, acesta mă va trăda, căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul omului este trădat. Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze luând cuvântul, l-a întrebat: nu cumva sunt eu, Rabi? El i-a răspuns: tu ai zis. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, am ajuns în această seară la o ultimă reflexie despre faptele de milostivire. Și pentru că suntem în Săptămâna Sfântă, în care reflectăm mult asupra pătimirii și morții lui Hristos, îl rog pe Duhul Sfânt în această seară să pună în sufletul și în viața dumneavoastră ultima faptă de milostivire trupească: a îngropa pe cei morți. Moartea, acel moment care copleșește sfârșitul drumului pentru fiecare dintre noi pe acest pământ, ne marchează fiecare zi și fiecare pas. Toate culturile, toate civilizațiile au arătat un respect și o pietate sinceră față de cei morți. A îngropa pe cei morți, acest act exprimă respectul față de sacralitatea persoanei umane, indică de asemenea apropierea noastră față de cei care au plecat, dar am dorit să mai fie încă între noi, să mai fie în viață. Cuvintele Domnului de la început, adresate lui Adam, răsună și acum în noi, le-am auzit și în Miercurea Cenușii. Adu-ți aminte, omule, că ești pământ și în pământ te vei întoarce. Și v-aș invita pentru început, ca de obicei, să privim spre Sfânta Scriptură. Acolo vom descoperi că
că respectul față de trupul celor morți este la loc de cinste. Toate actele care pregăteau înmormântarea, îmbrăcarea, spălarea, pieptănarea celui răposat, trebuiau făcute cu exactitate. De asemenea, închiderea ochilor celui mort era un moment precis, important, întrucât moartea și somnul erau asociate. În mitologia greacă, moartea și somnul erau frați gemeni. Și astfel, cuvântul pe care noi l-am moștenit, acela de cimitir din limba greacă, însemna la început loc de odihnă, dormitor. Cimitirul înseamnă dormitor. De asemenea, în perioada Vechiului Testament, rudele celui care murea aveau dreptul și chiar datoria de a oferi celui răposat o ultimă îmbrățișare și un ultim sărut. Cel care era privat de înmormântare era considerat aceasta un blestem. Era actul acesta, neînmormântarea, reprezenta faptul că el n-a fost vrednic de Domnul, că a avut o viață păcătoasă. Doar acestora le era rezervată o asemenea pedeapsă. În cartea lui Ben Sirach se poate citi: fiule, varsă lacrimi pentru cel mort, înmormântează-i trupul după cum este stabilit și nu trece cu vederea mormântul lui. Apoi ne amintim de dreptul Tobia. Acesta, pe ascuns, îi înmormânta pe cei morți, de care nu se mai îngrijea nimeni. Și spune Sfânta Carte că această faptă a lui era plăcută Domnului. Respectul față de trupul celor morți crește încet, încet, și astfel în zorii Noului Testament, odată cu dezvoltarea credinței în învierea morților, cultul, atenția, respectul devine tot mai puternic. În Noul Testament, sfinții evangheliști rezervă un loc aparte în mormântării lui Hristos și ne este relatat faptul că Iisus a fost luat de pe cruce, iar Iosif din Arimateea l-a învelit într-un lințol, într-o pânză albă și l-a așezat în mormânt. Era mormântul lui Iosif din Arimateea, era săpat în stâncă și în el nu mai fusese pus nimeni. Atunci când apostolii încep să predice pentru prima dată Evanghelia, în anunțul lor amintesc faptul că Iisus a fost înmormântat. Și spun acolo că Iisus, cel care a murit, așa cum spuneau scripturile, și a fost așezat în mormânt, a treia zi a înviat din morți. Iar aceasta ne spune nouă că e un act creștinesc a înmormânta pe cei care au murit. Fundamental pentru a înțelege semnificația grijii față de cei răposați este a-i vedea în lumina învierii. Pregătim trupul lor pentru înviere. Acum, vă invit să trecem spre noi. Cum am putea noi astăzi să trăim această faptă de milostivire? Poate că nu avem în fiecare zi ocazia de a înmormânta pe cineva. E trist când se întâmplă asta din când în când. Ce ne spune nouă? Primul cuvânt care îmi vine în minte este implică-te. Adică atunci când ai ocazia, participă, ajută, vizitează mormântul celor care au plecat, mai ales dacă sunt dintre cei ai tăi, și urnează-le mormântul cu flori. Pentru că toate acestea sunt semne ale milostivirii. Toate vorbesc despre credința noastră în faptul că Iisus, care a înviat din morți, într-o zi ne va învia și pe noi. Cum arată mormintele celor dragi ai noștri? Poate că aici, la oraș,
unde toate mormintele sunt de piatră, nu e mare lucru. Dar mulți dintre dumneavoastră aveți morminte în satele de unde veniți. Poate sunt părinții dumneavoastră. Cât de îngrijite mai sunt acele morminte? Când ați aprins ultima dată o lumânare? Sau când ați dus ultima dată o floare pe mormântul persoanei dragi care a plecat? Cimitirele, spuneam, acele dormitoare, sunt de fapt sanctuare, pentru că acolo în cimitir sunt îngropați sfinții din familiile dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră, cu mâna pe inimă, nu ar putea spune în această seară: bunica mea, mama mea a fost o sfântă? Cum arată mormintele celor dragi ai dumneavoastră? Ce am mai putea face? Am putea, de asemenea, să păstrăm o memorie bună a celor care au plecat dincolo. Iisus nu ne-a lăsat ca moștenire niște oase, ci ne-a lăsat iubirea Lui. Am putea trece foarte ușor cu vederea defectele pe care cei care au murit le-au avut. Noi avem o expresie care spune: despre cel mort nu mai e de bine. Lăsați toate rănile, tot ceea ce a fost rău despre persoana care a plecat și păstrați o memorie bună. Am putea să ne întrebăm în această seară: noi ce am învățat de la cei care au murit din preajma noastră, dintre prietenii, dintre apropiații noștri? Ce moștenire sufletească mi-a lăsat mama, prietenii care au murit, vecinul, vecina care a murit? Ce am învățat bun de la ei? Unii dintre ei ne-au ajutat în viață, ne-au fost alături când am avut nevoie. Poate că au plecat prea devreme și n-am apucat nici măcar să le spunem mulțumesc pentru ceea ce au făcut pentru noi. În această seară, la Sfânta Liturghie, am putea să înălțăm spre cer o rugăciune pentru ei, chiar să oferim această jertfă a liturghiei pentru cei care au plecat și n-am apucat să le spunem mulțumesc. Unii au plecat fără ca noi să apucăm să le cerem iertare și au murit așa, certați cu noi, răciți în dușmănie. Am putea în această seară, în fața lui Iisus, să cerem iertare și pentru ei măcar, cu sfințenie, să ne apropiem de sacramentul împăcării cu Dumnezeu pentru a repara ceea ce n-am făcut altădată. Ce am putea să mai facem? A participa, a te implica în înmormântarea cuiva, pentru tine ca și creștin este o provocare ca să te gândești la propria moarte. De multe ori tindem să îndepărtăm acest moment, să spunem: e cât mai târziu, nu e acum. Dar mă gândesc că pentru unii dintre noi, postul acesta mare, Paștele acesta, ar putea fi chiar ultimul post, ultimul Paște. Pregătirea înmormântărilor ne provoacă să ne gândim la noi, la sensul vieții noastre, cine suntem noi. Să ne amintim că pe acest pământ suntem niște călători. Odată într-un sat, așa cum e obiceiul la ora miezii, dacă e mort cineva, se trăgeau clopotele. Un copil aude de departe clopotul și nu știa el cine e mort. Și atunci aleargă la biserică și îl așteaptă pe clopotar să coboare și îl întreabă: domnule clopotar, spuneți-mi, pentru cine ați tras clopotul? La care clopotarul îi răspunde: clopotul? L-am tras pentru noi. Păi cum așa? Păi mortul. Și așa nu-l mai aude. L-am tras pentru noi, ca noi să ne amintim că într-o zi ne vom întâlni cu Domnul. Moartea celorlalți ne amintește de propria moarte. Mai mult, la ce ne provoacă această faptă de milostivire? Ne provoacă să stăm aproape de cei care sunt în pragul morții.
de cei muribunzi, să însoțim pe cei care ne preced la întâlnirea cu Domnul. Toți cei care mor sunt împreună cu noi călători pe acest pământ. Diferența este că ei sunt cu un pas înaintea noastră la întâlnirea cu Domnul. E nevoie ca noi să le stăm acolo aproape, ca ei, simțindu-ne aproape, să anticipe deja prin noi bucuria întâlnirii cu Domnul. Sunt atâția oameni care mor singuri. Probabil ați auzit. Rămân cu săptămânile, cu lunii, cu anii la morgă și nimeni nu-i mai caută. Ce trist să moară un om și nimeni să nu-i simtă lipsa. Atâția oameni mor singuri, fără să aibă pe cineva aproape. Maica Teresa de Calcuta, când a ajuns în India, a construit un hangar din lemn în care i-a adunat pe toți muribunzii de pe stradă, pentru ca și ei să aibă parte de o moarte demnă. Și acolo le zâmbea, îi îngrijea pentru ultimile clipe, ca să aibă parte de o moarte demnă. Nici măcar aici milostivirea nu are preferați. Milostivirea, o spun din nou, nu are preferați. Milostivirea, chiar și în cazul înmormântării, te provoacă să te îndrepți și spre dușmani. Sunt oameni care nici la înmormântare nu merg la alții, pentru că spun ei, îmi sunt dușmani. Cel milostiv nu are dușmani. Și un ultim gând. Mă gândesc de asemenea, reflectând la această faptă de milostivire trupească, că sunt atâția oameni și astăzi care mor fără să aibă pe cineva aproape. Oameni care mor în războaie, în epidemii și de ce nu? Mă gândesc la toți emigranții care au murit în aceste ultime luni înnecați în mare, cu sutele, cu miile. Papa Francisc se întreba acum mai multe luni pe aceștia, cine îi plânge? Ori în această seară îi putem avea aici în rugăciunile noastre. E bine, spuneam că în această săptămână noi celebrăm memoria celei mai importante înmormântări din toate timpurile, înmormântarea lui Iisus. Iisus care este așezat în mormânt, în întuneric, iar din acel mormânt, în ziua de Paști, va răsări lumina, va răsări viața. Din cel mai mare rău posibil, Dumnezeu poate face cel mai mare bine. Iar acest lucru e valabil și în viețile noastre. Dumnezeu prin Iisus coboară în mormânt și mormântul devine izvor de viață. Ce învățăm noi din învierea lui Iisus? Și sunt două lucruri pe care aș dori să vi le spun aici. În primul rând, subliniez încă o dată, din cel mai mare rău care ni se poate întâmpla în viață, Dumnezeu poate să scoată un bine. Din acest rău care a fost moartea lui Iisus, a venit viața pentru toți. Din răul care ți se întâmplă într-o zi sau alta, Dumnezeu poate să scoată un bine. Există un fel de povestioare care spune că odată un împărat a primit în dar doi pui de pasăre, două păsări care normal ar fi trebuit să zboare. Una dintre aceste păsări a zburat imediat, venea, mânca, se hrănea, dar o alta a rămas fixată acolo pe cranga unui copac și nu mai voia să coboare. A apelat la toți înțelepții, încercând să găsească o soluție pentru a o face să zboare, dar nimic. Pasărea se încăpățâna să rămână acolo. Și atunci un altul, un înțelept, vine la el și spune, împărate, lasă-mă pe mine, am o soluție. Și atunci respectivul înțelept folosește metoda pe care o gândea el și spune împăratului, am reușit. Cum ai reușit? Eu m-am chinuit mult.
Și spune el foarte simplu: am tăiat copacul. Morala: când veți simți că în viața dumneavoastră vi se taie poate și ultima creangă de care vă mai agățați, atunci aveți șansa să vă înălțați cel mai sus. Atunci aveți șansa să învățați să zburați cu adevărat. Dacă priviți spre cer și vă prindeți cu mâinile de milostivirea lui Dumnezeu, când ți se pare că pierzi, dacă te așezi în mâinile lui Dumnezeu, atunci, de fapt, tu câștigi. Și un alt gând: Iisus care coboară în mormânt, în întuneric, sfințește cele mai întunecate colțuri ale ființei umane. Mormântul este un simbol al păcatului, al întunericului. Fiecare dintre noi are propriul mormânt, propriul întuneric, propriile colțuri în care n-a mai coborât de mult, în care n-a mai privit de mult, în care n-a avut curajul să intre, unde s-au așezat paianjenii, indiferența, răceala. Iisus coboară acolo pentru a sfinți. Și se spune că odată un tată și-a pierdut într-un accident singurul fiu pe care l-avea. A fost jale mare, plânset mult. Avea în casă multe haine, obiecte, care îi aminteau de fiul lui. Și într-o zi și-a zis: vreau să le dau cuiva, căci de fiecare dată când le privesc, îmi revine în minte imaginea fiului și încep să plâng. Le-a împachetat frumos și le-a dus la un centru de colectare. Secretara l-a privit cu răceală și a spus: pune-le acolo, într-un colț. Îi spune tatăl, îmi venea să urlu, îmi venea să-i spun: sunt ale fiului meu, ale singurului meu fiu, acolo într-un colț. Dar am ieșit repede ca să nu mă vadă plângând. Atunci când Dumnezeu s-a făcut om în Iisus, s-a pus întrebarea: unde să se nască Iisus? Și răspunsul: într-un colț la Betleem, acolo să fie aruncat. Când a venit vorba de a muri, unde să moară Iisus? Într-un colț, pe cruce. Când să fie așezat în mormânt, unde să fie pus? Într-un colț, acolo, într-un colț de mormânt. Ei bine, în colțul acela de mormânt, din viața dumneavoastră, în această seară, poate să intre Hristos și să transforme mirosul de moarte al mormântului într-un miros al învierii. Pentru ca în ziua de Paști, întreaga biserică să miroase a parfum de înviere, să nu mai miroase a moarte, pentru că Iisus coboară și sfințește colțurile vieții dumneavoastră. Și vă invită și pe dumneavoastră să lăsați să intre acolo, să lăsați ca lumina milostivirii Lui să intre în mormântul vieții dumneavoastră. Evanghelia din această seară ne ajută să înțelegem la ce suntem chemați. Ați auzit? Iisus le spune ucenicilor: mergeți la cutare și acolo să-mi pregătiți masa de Paști. Când spune cutare, nu-i amintește numele. Acest cutare sunt eu, ești tu, ești tu, ești tu, fiecare dintre dumneavoastră. Iisus vrea să mănânce Paștele împreună cu dumneavoastră, în casa dumneavoastră. Numai că le spune ucenicilor: pregătiți acest Paște. Iar dumneavoastră care ați venit aici, ați venit ca să pregătiți Paștele. Pentru ca Iisus să poată intra în casa dumneavoastră. Și intrând să aducă în mormântul dumneavoastră, în casa dumneavoastră, parfumul milostivirii. Și vă doresc din toată inima să vă lăsați parfumați de milostivirea lui Iisus, celebrând sacramentul spovezii, practicând faptele de milostivire. Și cu cât veți fi mai mulți care veți mirosi a milostivire, lumea aceasta în care noi trăim va fi o lume mai bună, va fi o lume mai milostivă. Așadar, vă doresc din toată inima să mirosiți a milostivire, să mirosiți
a Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus și Maria.